placul de Bacău Borș, unde începusem în septembrie, aveam încrederea că am deblocat, că am mers. Iar ați decis să reziliați până la urmă, nu? În decembrie. I-ați amenințat pe constructor să reziliați. Nu, deci situația a fost așa. Am văzut că acest contract care fusese acordat în septembrie anul trecut, fusese plătit un avans de 55 de milioane la începutul anului, nu avansa deloc, nici măcar proiectul tehnic nu fusese dat. Și atunci ne-am îngrijorat și l-am convocat pe CEO aici în birou, unde stați dumneavoastră, și am întrebat în septembrie, ce facem, ce doriți să faceți, care este situația, care este motivul. Și dânsii mi-a explicat situația lor foarte complicată internațional, fiind angajați de proiecte de mare anvergură în America de Sud, care le creau o situație, o constrângere financiară și nu puteau să pună resurse aici. Bun. Ce a fost acolo a fost ce facem de acum înainte. Mergem sau nu mergem? Mergem. Ne-am uitat în ochi în ochi, alocați resurse? Da. Predați? Da. Și mai ales că acolo sunt pe acei 60 de kilometri, sunt două tronsoane distincte. Este un tronson, inclusiv podul de la Suplacul, care sunt foarte avansate, 60%, da. Podul acela este aproape gata și acela ar fi putut fi terminat în 6-7 luni. De lucru. Și totuși două luni mai târziu suntem în situația de reziliare. Da. Și pentru că după ce am avut această înțelegere că o să mobilizeze, după aceea am început să avem semnale că nu se întâmplă așa în teren, că nu mobilizează oameni, din nou comunitatea a început să ne alerteze, am început să avem și alte alerte pentru că și noi avem acolo consultanți care lucrează, care au început să ne dea diferite date și semnale concrete. S-a dus domnul Homor acolo de mai multe ori, am fost și eu, nu vă ascund, am trimis și un avion care a zburat la joasă altitudine și a filmat tot și am numărat. De fapt, sincer să fiu, nu am mințit, pentru că și ei pe foile lor de pontaj indicau o mobilizare 15% din cât ar fi trebuit să aibă, da? Deci, unde suntem acum? Deci unde suntem acum? Ei au trimis o notiție de reziliere, dar noi respingem notiția și o trimitem noi. Deci o să reziliem contractul. Da? Reziliem contractul și apoi o să îl relicităm, dar îl relicităm altfel. În primul rând, nu o să mai relicităm tot tronsonul de 60 de kilometri, pentru că, după părerea mea, a fost o greșeală. E un tronson foarte este mare. Foarte mare. Este foarte mare și nu este omogen. Și o să licităm pe două, poate chiar trei tronsoane, clar acesta foarte avansat de față în 26 km, care pot fi terminați din nou în 6 luni. Și adică o să facem, anul, practic la adică anul, la anul. Și o să facem altă treabă puțin inovativă. Nu o să mai dăm un termen, o să spunem un interval între 5 și 8 luni. Și atunci cel care îl licitează la 5 luni o să fie punctat mai bine. Deci, practic, schimbați modul de a face. Schimbăm modul de a face, da. Și la fel și pentru celălalt tronson care mă trăiește ceva kilometri, din câte ne spun nouă experții noștri de acolo, ar putea fi făcut într-un an cu mobilizare și foarte bună, 18 luni e maxim. Deci, între 12 și 18 luni. Cel care se mobilizează foarte bine... E o întrebare, ne vom întâlni cu vecinii unguri la graniță în același timp, că și ei construiesc o autostradă în... Se poate, sincer să fiu, nu știu ce fac ei, dar o să spunem așa, deci o să facem chiar tot mai ales pe zona aceea ca să recuperăm folosind metodele pe care... Și mai facem altceva. Mi-am dat seama de altceva, că învățăm lucrând. În momentul în care lucrez cu tronsoane de acestea foarte mari, automat elimin constructorii locali, pentru că ei nu au puterea financiară de a se implica și de a finanța și atunci când tronsoanele sunt mici, 10, 15, 20 de kilometri, automat deschizi constructorul local, care de fapt să știți că lucrează foarte bine, cu care am avut rezultate foarte bune pe alte proiecte.